Salutare, dragi prieteni, și bună seara! Sunt Elise Paladi, cea de la Săpize la tine acasă, cea care bat la sufletul oamenilor dragi să le aduc gânduri bune și frumoase. Sunt cea persoană care încerc să aduc un dor de departe, o lacrimă poate în ochii celor de aici care dau sărbători frumoase sau poate nu, dar de data aceasta mergem la o sărbătoare frumoasă și deosebită. Mergem la sărbătoarea domnului Constantin Negrescu, ce face o frumoasă vârstă, un jubileu extraordinar de frumos de 50 de ani. Venim cu mare drag la sărbătoarea dumnealui, fără să anunțăm, desigur, așa cum o facem de 6 ani încoace, să aducem un licăr de emoții din partea celor de departe, frate, soră și cumnată, care ne-au rugat cu mare drag să venim astăzi la sărbătoarea fratelui, la sărbătoarea cumnatului, să-i cântăm cântece de urări de bine, să-i aducem gânduri bune și frumoase și desigur să cântăm frumosul la mulți ani, așa cum obișnuim să o facem pentru oamenii dragi, pentru oamenii creștini, pentru oamenii de aici, de acasă, din partea celor dragi, care cu sufletul, cu gândul și cu inima de departe sărbătoresc și ei. Doar că ei vin virtual prin surpriză, iar eu o fac fizic. Pentru omul drag, pentru cei care îmi credințează emoția frumoasă și pentru cei care au încredere în activitatea mea și admiră și apreciază lucrul care îl facem noi, credeți-mă, cu tot sufletul și inima. Haideți, dragii noștri, și aici, domnule Constantin, să-i aducem licurul de emoții și să-i cântăm cu toată lumea adunată la sărbătoarea lui. Cine ne-a rătăcit prin lume, dorurile tot ne adună. Cum nu faci din apă vin, nu faci din frate străin, cât ai frate cui spune, nu ești singur. Încercăm împreună astăzi, sunteți sărbătoriți ca nu este frumos să vă punem la încercări, dar îmi permit, asta a fost dorința celor care m-au trimis, să vă întreb dacă ei intriți de partea cuii dumneavoastră. Intră cuipa? Da. Să vă mulțumesc! Cred că doamna Natalia a avut grijă foarte mult ca să spune un copil de surpriză. Căutați-mi suflet. Am zis că sunt părți rupte din sufletul și inima dumneavoastră. Italia. Nu. La Italia? Da. Așa. Așa. Păi nu. Mai este cineva? Mama? Mama este? Victor U. Victor Silvia Stati. Da. Așa. Victor, Tatiana și Silvica. Așa știu eu. Aici mă opresc? Nu. Am trei nume. Am trei nume deosebite și am zis că sunt parte din sufletul dumneavoastră și inima dumneavoastră. Este vorba de fratele dumneavoastră, sora Silvica și cumnata Tatiana.
Vreau să-i aplaudați, să se simtă și ei importanți acolo de departe, căci sufletul și inima bat întotdeauna aici acasă, la cei dragi rămași să le ducă Domnul și Dumnezeu. Astăzi știm că fratele Constantin face o sărbătoare de zile mari. Cu oameni dragi alături, știu sigur că le simțiți și lor lipsa, chiar dacă alți oameni dragi au venit să vă compenseze cumva aceste rupturi ale sufletului. Cum nu dai, frații, părinții, oamenii dragi, copiii noștri, familia noastră sunt cei mai importanți din cei mai importanți. Astăzi, de departe, cuvântul bun și frumos. Ne-au rugat să venim la fratele care face astăzi 50 de ani. Și au zis așa. Sunt o familie deosebită. Și nu sunt deosebiți prin faptul ceea ce au în spate și au făcut. Că au muncit pentru asta. Au trecut prin nopți, poate, prea mult nedormite. Au trecut prin prea multe zile în care și-au făcut griji să fie totul bine. Să pună totul la cale. Dar uitați ce frumos acum, doamna Natalia, v-a apucat de mânuță. Exact ca atunci, când v-ați pornit pe calea vieții și ați început a construi bogăția dumneavoastră. Și iarăși nu mă refer la ceea ce văd aici. Asta este nimic. Bogăția sufletului. Copilașii dumneavoastră care au apărut în familia dumneavoastră. Cei de care vă mândriți. Cei care vă duc numele mai departe. Și asta zic eu că este o adevărată bogăție a unui om. Restul sunt trecătoare, iar copiii, iar cei care fac parte de sufletul nostru, și anume soția, care v-a fost alături la bine și la greu, cu siguranță este și ea parte a sufletului și cu siguranță a fost persoana care ca o proptea în spate, cum zic eu, că bărbații sunt puternici, bărbații sunt cap și stâlp al familiei, dar dacă nu stă o soțioară cingă și firmă, așa cum suntem noi anumite femeie, dar noi suntem puterea bărbatului, noi suntem cele care știm întotdeauna să spunem totul o să fie bine. Poate și atunci când nu credem noi. Și eu știu ce zic și știu că este adevărat și nu degeaba râdă ambii și domnul Constantin și doamna Natalia, că asta au fost și viața dumnealor, iar astăzi sunt oameni împliniți de care se mândresc și frații și sora dumneavoastră, fratele Victor, cunata Tatiana, sora Silvica, vreau să le spun pe nume că și ei sunt oameni dragi care m-au trimis și ei sunt oamenii care se mândresc cu fratele de acasă, cu familia dumneavoastră și cei care roagă aplauze astăzi la cei 50 de ani fratele Constantin să-i ureze din suflet. La mulți ani! Și această băutură trebuie să pierde dumneavoastră. Eu am să zic așa de frate lui. În primul rând vă urează ceea ce urăm noi oricărui om din lumea asta când vrem să-i urăm ceva. Începem cu sănătate. Să vă dea Bunul Dumnezeu sănătate pe deplin. Să vă dea Bunul Dumnezeu dragoste în familia dumneavoastră așa cum a fost. Să construiți visele dumneavoastră împreună și să le dați voie să se dezvolte deja alături de pici, am să zic. Cumva erau pici când i-am cunoscut și eu. Astăzi sunt mari și sunt frumoși și sunt deja mai înalți ca voi și sunt deja mândria voastră. Să vă ducă numele cu mândrie, să respecte munca mamei și tatălui care o fac pentru ei, să respecte în general părinții, să vă iubească și să nu uitați niciodată că sângele apă nu se face așa cum nu se face nici legătură dintre dumneavoastră și fratele și sora și cumnata de departe. Să aveți parte de bucurii, de gânduri bune și toți cei dragi de departe. Asta am nume. Că 20 de ani astăzi zi. Așa, de unde e nepoțica? Din Italia. Să te trăiască la mulți ani, n-am știut. De surpriză în surpriză, să fie și ea sănătoasă, pace, liniște, oameni dragi și fideli alături de dumneavoastră și dacă aveți să le spuneți ceva, haideți, domnul Constantin. Tot ca mine, mult și râd. Mie râd, nu pot crește. Vreau să spun un lucru, când am primit 30 ani, la mii 30, eu nu țin minte, dar ce simt, noi făceam la oazis, de oazis, de seminar. Și am unii că vin fratele, vine, și zice, mă sună și zice, fratele, nu ați poate nimic. Trec făcând zori naștri, el vine și așa bucuros, zice, fratele, eu zori naștri, și poți să mă fericesc și cu mine, zic, cu ce? Eu m-am spus tare. Și fix la 30, aseară, noapte, la ora 1, mi-a felicitat pe apă. Eu 50, ea 20. Și noi știam și râdem cu dânsă și zic, tu, fiica, când o să împlinești 50, tata tău ne-a promis că n-are pașaport, n-are San Giorno, nu poate de la, de la Italia, la zori naștri. Și eu zic, frate, eu nu pot de la 50, azi gând la 80. Și zic, fiica, e că începui tu, când o să ai vârsta mea, tata te o zi la zombie naștri.
Eu mulțumesc fratele meu, sora mea, cumnata Tania, că Tania, că e tot familia noastră. Vă mulțumesc pentru cadou, mulțumesc că sunt și dată. Și vă mulțumesc și la toți prietenii și toți care mă încăjurați în această țară și facem sărbătoarea asta, că o, nu odată am zis-o azi, că o sărbătoare poți să o faci, dar poți să o faci singur, dar poți să o faci cu oameni. Atunci când e cu prietenii și cu oameni alături, asta e sărbătoare. Când e singur, asta se numește numai sărbătoare. Vă mulțumim la toți! Când tot sufletul, m-au rugat foarte mult să cânt și două, trei piese. Și atât am încercat să le spun că sunt cântece bărbătești, că nu merge tonalitatea, trebuie să le cânte un bărbat. Mi-au spus că este domnul Leoniț, că o să cânte dumnealui. Nu, hai vă rog, dumneavoastră, cânte la numai ridicat. Așa că sunt la scăzare, dacă nu e ideal cum este, dar este din suflet, cu siguranță că este de departe, de la oamenii dragi. Am să rog, din suflet, haideți toți să facem două, trei piese frumoase alături de domnul Constantin. Dacă îi sublângem, sublângem împreună, dacă să râdem, să schiuim, haideți cu toți împreună. Sus, sănătate! Mai fac, frate, frate, frățioare, de ce inima?
dacă să mă nu mai are cine. La zile mari ne adunăm și soptăm prima mărătățată. La gospodari, o bucurie, nu suntem cei necătată. Harul sus și să uităm din tot ce domnii faci bine. Și unul plus, să petrecem toți așa cum se cuvine. Cât ai soră, cui spune, nu ești singur.